Viața ascunsă în coduri din poveștile lui Osho. Fiți reali, fiți autentici, fiți adevărați, reflectați viața, chiar și prin cuvinte. Vă voi spune o poveste acum. O femeie a venit cu copilul ei, adică un băiat micuț, să asculte un înțelept, un așa zis înțelept. Și chiar în mijlocul discursului, băiatul a început să se foiască și apoi a zis cu voce tare: "Vreau să mă duc să fac pipi." Și atunci acel înțelept, normal sau nu, s-a enervat, un lucru atât de obișnuit într-o atmosferă atât de sacră și înțeleaptă. Și a spus: "Femeie, trebuie să-l înveți bunele maniere pe copilul acesta, altfel nu-l mai aduce aici. Păi nu este doar necioplit, este chiar insultător." Iar femeia i-a zis: "Păi spune-mi tu cum să-l învăți." Așa că el a răspuns: "Poți să inventezi și tu un cuvânt codat. El poate spune: vreau să cânt. Și atunci tu vei ști." Așa că femeia l-a învățat pe băiat. S-a întâmplat ca după un an acel înțelept să vină să viziteze casa femeii și chiar să stea acolo o vreme în casa acelei femei. Și într-o noapte femeia a trebuit să meargă în alt oraș. Mama ei era bolnavă, așa că înțeleptul a rămas cu băiatul acasă. Chiar când era noaptea mai adâncă, la ora 2, copilul l-a trezit pe înțelept și i-a spus: "Vreau să cânt, vreau să cânt." Dar până acum sfântul înțeleptul uitase cuvântul codat. Trecuse un an și a zis: "Cum adică vrei să cânti? Păi nu e momentul să cânti acum." Și copilul a zis: "Dar eu cânt în fiecare zi, chiar de 2 ori pe zi cânt." "Dar ce copil prost ești," a zis înțeleptul. "Ziua poți cânta, dar nu și noaptea și nu mă mai deranja. Stai și tu liniștit acolo și culcă-te." Și după câteva minute copilul a zis din nou: "Dar nu pot dormi pentru că eu vreau să cânt. Și dacă nu mă lași, eu voi ieși singur, să știi, asta îți spun." Și atunci înțeleptul a zis: "Ce gen de cântat vrei să cânti? Chiar și vecinii vor fi deranjat. Haide, culcă-te, copile." Copilul i-a răspuns: "Nu pot dormi, ce nu înțelegi? Întâi trebuie să cânt." Și atunci înțeleptul a mai zis odată: "Bine, poți veni aproape de urechea mea și poți cânta încet." Așa că băiatul a cântat. Atunci înțeleptul a înțeles codul. Prin urmare, să nu vă ascundeți niciodată în coduri. Fiți mai bine sinceri. Viața este plină de simplitate, dar din cauza că pretindeți anumite lucruri, complicați totul. Deci nu mai complicați. Fiți sinceri și simpli. Adevăratul înțelept